Astăzi se marchează 31 mai, ziua mondială de luptă împotriva fumatului. Așa cum v-am obișnuit, am organizat de fiecare dată câte o manifestare. Anul trecut chiar am excelat printr-un meeting, printr-o expoziție, printr-un concurs de desen, printr-un concert dat în sala de festivități a școlii numărul 8 Academicea Marin Voiculescu. Anul acesta intenționăm să facem un meeting ca și închidere a unui program care este în desfășurare la nivelul județului cu 20 de școli. Programul Substanțe Benefice versus Substanțe Nocive pentru Sănătatea Mea susținut de Consiliul Județean Giurgiu va fi încheiat cu un cross pentru copii în momentul în care timpul va fermite acest lucru. Pentru a accelera combaterea și controlul fumatului în rândul copiilor, Organizația Mondială a Sănătății a introdus un pachet de măsuri împotriva consumului de tutun. La aceste măsuri a aderat și țara noastră și se referă la monitorizarea consumului de tutun și a politicilor de prevenire a acestuia, protejarea oamenilor față de consecințele consumului, oferirea de ajutor fumătorilor în vederea renunțării la fumat, avertizarea cu privire la pericolul consumului de tutun, interzicerea promovării produselor din tutun și nu în ultimul rând creșterea taxelor pentru tutun.